Hei, bine ai venit sau revenit pe canal! Ultimele 3 luni am fost nevoit să lucrez de acasă și recent am aflat că o să mai lucrez încă 3 luni de acasă. Știu că nu este ușor, din acest motiv am pregătit 10 sfaturi care o să te ajute ca să îți maximizezi productivitatea lucrând de acasă. Începem cu sfatul numărul 10, însă te rog să stai până la sfârșit, deoarece ți-am pregătit niște chestii super, super de folos. Sfatul numărul 10 este să îți faci o rutină de dimineață cât mai curând. Când am început să lucrez de acasă, m-am simțit ca și antreprenorii ăia de pe Instagram care postează că lucrează dimineața din pat și fac bani stând în pat. Am simțit că am control asupra zilei mele și am timp cât vreau, așa că unele zile mi-am dat voie și eu să stau în pat, să stau puțin pe telefon. De ce nu? 3 hours later. Ideea de a te simți liber dimineața poate de fapt duce la procrastinare și leneveală. Este mult mai bine să ai o rutină de dimineață ca și atunci când ai pleca la servici. Dar desigur doar mergi într-o altă cameră să lucrezi. Sfatul numărul 9 este să ai un loc desemnat de lucru. Ideal este să nu lucrezi în aceeași cameră unde dormi. Trebuie să ai o separare foarte clară între locul de relaxare și locul de muncă. Mai mult de atât, este foarte important să ții locul unde lucrezi foarte, foarte curat. Să ai cât mai puține lucruri care te pot distrage. Sfatul numărul 8 este să îți planifici ziua, chiar dacă lucrezi de acasă. Într-un video anterior am menționat faptul că dacă începi ziua fără un plan, te expui procrastinării. Și știm cu toții care este arsenalul ei. Eu încerc să folosesc mai mereu regula de 3, ceea ce înseamnă că aleg 3 task-uri foarte, foarte importante pe care vreau să le completez în ziua respectivă. Sfatul numărul 7 este să setezi o oră de încheiere a zilei de lucru. Este foarte important să ai work-life balance, iar lucrând de acasă, acest work-life balance se poate pierde foarte ușor, deoarece câteodată te trezești dimineața și îți vine să citești mail-urile, altădată seara îți aduci aminte că n-ai terminat ceva la lucru și te apuci să lucrezi puțin înainte de culcare și la un moment dat o să observi că toată viața ta se învârte în jurul jobului. Eu de obicei am un interval de o oră când încep și când termin lucrul, dimineața între 9 și 10 și seara termin între 5 și 6. Asta înseamnă că la 6, orice ar fi, eu am închis laptopul și îmi văd de viața mea, adică lucrez la proiecte personale. Regula numărul 6 este să îți pui telefonul într-o altă cameră atunci când lucrezi, sau măcar la mai mult de un braț distanță de tine. Un studiu arată că în medie oamenii își iau telefonul în mână cam de 80 de ori pe zi. Asta înseamnă cam la fiecare 18 minute. Iar dacă și tu faci acest lucru, este imposibil să fii productiv acasă. Sfatul numărul 5 este să iei pauze foarte des. Este dovedit științific că nu poți avea productivitate maximă pe un timp îndelungat. Eu folosesc tehnica Pomodoro, care înseamnă că lucrez la intensitate maximă, adică focus maxim, pe un interval scurt de timp, aproximativ 30-45 de minute, iar după iau o pauză de 5 sau 10 minute. Asta mă ajută ca să iau multe pauze în timpul zilei, dar să am și multe intervale în care sunt maxim de focusat. Sfatul numărul 4 este să faci mișcare zilnică. Asta înseamnă, ba, minim 15 minute de sport sau măcar 30 de minute de plimbare și este extrem de important să respecti această regulă, deoarece nu poți să ai o minte sănătoasă fără un corp sănătos. Este destul de dăunător pentru corpul nostru să stăm 8 ore la masă și să nu ne mișcăm deloc, doar să mâncăm și să lucrăm. Regula numărul 3 este să limitezi consumul de știri. În ziua de azi, știrile sunt pline de negativitate. Am impresia că negativitatea este noul viral. Lasă-mi în comentariu dacă și tu crezi că ar trebui să fac un video negativ, deoarece ar atrage mai multe vizualizări. Eu am reușit să elimin știrile din viața mea de acum 5 ani, însă totuși am un mod de a fi la curent cu ce se întâmplă în jurul meu și în lumea asta. Am câțiva prieteni care se uită la știri în continuu, în fiecare zi, așa că unul dintre ei mai mereu îmi povestește cam în 10 minute care au fost cele mai importante întâmplări din săptămâna respectivă și ce se mai zice la știri. Dacă tu ești unul dintre acei prieteni, chiar îți mulțumesc, îmi salvezi multă, multă energie. Sfatul numărul 2 este să te întâlnești cu alți oameni. Am citit în multe cărți cum oamenii sunt niște fiare sociale,
avem nevoie să interacționăm cu alți oameni, să simțim că aparținem unui grup. Știu că este greu să respecti această regulă acum în timpul coronavirusului, însă și call-urile video pot ajuta să interacționezi cu alți oameni și să nu îți pierzi skill-urile sociale. Înainte de a dezvălui ultima regulă, dacă până acum ți-a plăcut videoul și sfaturile pe care ți le-am dat, te rog nu uita să dai un like și apasă subscribe ca să fii notificat de videourile viitoare. Iar acum, sfatul numărul 1 este să împărtășești planul cu cei din jurul tău. Dacă stai cu prietenul sau prietena sau poate ai un coleg de casă, este foarte important să vă share-uiți planul pe zi și când aveți orele de lucru, deoarece ar fi bine ca unul dintre voi să nu se apuce să asculte manele și să se distreze la ora 5 când tu de fapt lucrezi până la ora 6 și poate chiar ai un Zoom call cu șeful. Sper că ți-au fost utile aceste sfaturi. Eu unul sunt extrem de fericit că pot să lucrez de acasă, deoarece câteodată în Londra poți pierde până la 2 ore pe transport public. Iar acum că zilele mele sunt cu 2 ore mai lungi, am timp de proiecte personale, viață personală, ba chiar pot să mă joc și pe Xbox câteodată. Sunt curios cum merge lucrul de acasă pentru tine, așa că lasă-mi în comentariu ce tips and tricks folosești tu ca să stai extrem de productiv și să fii fericit lucrând de acasă. Ne vedem în curând, prieteni!